Voluntarii veniți cu daruri la copii internați la secția de oncologie a Spitalului Județean din Craiova au avut un șoc în momentul în care au intrat în spital. O liftieră le-a cerut, fără niciun strop de rușine, una dintre pungile pregătite pentru copiii bolnavi. Nu a primit-o, motiv pentru care femeia s-a supărat și a amenințat pe voluntari. Întreaga întâmplare a fost filmată și postată pe Facebook, iar unul dintre ei cere Ministrului Sănătății să ia măsuri urgente. Voluntarii au pregătit 100 de pachete cu diferite daruri pentru copiii internați la oncologie. Secția unde se află internați cei mici se află la etajul 9, iar voluntarii, printre care și Victor Miheescu, au chemat liftul să urce, mai ales că erau încărcați cu multe cadouri. În liftul numărul 9, șoc. Femeia care a apăsat pe butoane le-a cerut un pachet pentru ea. Discuția a fost redată de Victor Miheescu pe pagina sa de Facebook. Mie ce mi-ați adus? Ce plasăm dați? Noi am zâmbit, crezând că este o glumă, și am tăcut, Fâstăciți. Haideți! Nu-mi da și mie o plasă. Ce? Nu știți că ori de câte ori se vine aici cu cadouri, prima plasă se dă la liftieră? Noi, siderați, lăsați mască, fără cuvinte. Nu știam că așa trebuie. Ce plasă doriți? Din aceasta cu pufuleți? Zice una din colegele mele, în glumă. Nu, no, nu, pufuleți. Păi ce ne poți, mănâncă încă pufuleți? Sunt de familie bună, ce mama dracului. Între timp ajunge liftul la etajul 9 și coborâm unul câte unul pe lângă doamna care stătea pe scaun și se uita sfidător la noi că nu i-am dat nimic. Apoi nu a îndurat o inima și ne-a aruncat ultimele vorbe. Sper să nu vă mai întoarce să mergeți cu acest lift cât sunt eu aici. Nesimțire. Inginerul care a încercat să aline puțin durerea copiilor internați în spital și care se luptă pentru viața lor, cere conducerii spitalului să o dea afară pe liftiera care a vrut să ia pachetul de la gura bolnavilor. Al doilea apel e făcut către ministrul sănătății să ia măsuri pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.